și începe filmul. Sau, nu, începuse de câteva minute, începuse. Și se strică filmul. Începe proiectorul să facă figuri. Știi, rotea alea în cadru și strica filmul. Știi cum se vedea înainte imaginea când se ardea fix pe fața ta? Exact așa. Și pe fața tipei. Deci asta îi zâmbea personajului principal ăsta. Se antrena pe ea, îi ținea pistolul la tâmplă și se arde film. Mă rog, am stat în beznă 1 minut sau 2, mâncându-mi Snickers-ul și chestiile, după care ne-am uitat la film fără nicio problemă. Poanta e, și eu o poantă, că nu pălăvrăgesc așa doar să treacă timpul. Când mă duc după la baie, dau de doi oameni care vorbeau cu vânzătoarea de la dulciuri. O roșcățică. Și femeia mă prinde de gură. Femeia mai în vârstă, nu fata de la dulciuri. Mă prinde de gură și cu o față din asta acră îmi zice: poți, te rog, să ne susții aici? Vezi? Ea se plângea pentru gafa cu filmul. Pentru faza aia cu filmul. Deci asta la întreg filmul și acum aș cerea banii înapoi. Sau un bilet gratis sau, mă rog. A, și se amestecă și tipul de lângă ea. Bine, ei nu erau împreună ca un cuplu sau ceva, dar erau uniți prin furia lor, știi? Și zice: e intolerabil. Nu glumesc, a folosit cuvântul ăsta intolerabil. Și se uitau la mine, să arunc și eu mănușa cu ei. Să fiu și eu de partea lor, să validez și eu asta. Și eu mă uit la ei destul de molcom și zic: Iisuse, dar văd că sunteți într-o mare criză. E bine, n-au avut timp să proceseze că nu-s chiar cu ei, știi? La care eu adaug: dacă asta vi se pare vouă intolerabil, păi ați face bine să vă ascundeți, că în viața nu o să vă fie foarte bine. Și eram serios, știi? Chiar eram serios. Adică au pierdut o bucățică de rahat dintr-un film de rahat la care au intrat cu reducere pentru pensionari. Urăsc genul ăsta de chestii. Chiar le urăsc. Și el mai era și homo. Mă rog, nu că ar conta că era homo, dar știi cum sunt ăștia homo? Că sunt arțăgoși. Oricum, eu zic asta ca dovadă a imparțialității mele în problema recuperării bunului tău. Poziționarea mea la mijlocul absolut în problema recuperării bunului tău, adică pe bune ea face un scandal, zici că îi cer un Xbox pentru Dumnezeu. Nici măcar nu se mai fac jocuri pentru nenorocita aia de chestie. Și nici măcar nu e vorba despre asta. Nici măcar nu e vorba despre asta. E vorba despre fair play. E vorba despre principii și despre genul ăsta de considerație, că dacă mergi undeva, pui mâna pe un lucru și îl iei acasă, păi ne-am întors în Evul Mediu. Sau în Africa, cel puțin. Da, mă rog, depinde ce cărți de istorie citești, că-s cam același lucru. Și eu nu zic asta ție că mă frige pe mine buza un pic să joc Mortal Kombat sau vreau un bilețel la film. Nu, zic asta pentru că e adevărul și pentru că e corect și pentru că e consola ta de jocuri, omule.